Salutare, Dumnezeu! Bine v-am regăsit la un nou loc astăzi. Ne-am apucat din zi de dimineață, de treabă. Lasă treaba, dați-mi mai mult de treabă. O singură dată mi-am și eu la voi. Nici nu știu cum să zic, nu știu cum să încep. Lasă-o mai departe așa. Vreți să ne ajutați și pe noi cumva? Nu financiar, nu? Nu. Vreți să ne ajutați cu abonarii? N-am zis niciodată la începutul clipului. Vrem să ajungem și noi la 15K și mai avem nevoie de 120 de abonați. Puțin. 120. Care am estimat eu să-i fac, dacă postez undeva la 2-3 zile, să-i fac în aproximativ 4 luni. După media ultimelor 9 luni. Deci, am făcut 800 de abonați în 9 luni, da? Mai mult de 9 luni. 800 de abonați și 14.000 aproximativ tot în același timp. La apelul ăsta... Nu e echitate, nu știu. Start să abonează 50 de persoane. Acum! Avem nevoie de 120. Deci undeva jos în dreapta acolo scrie abonează-te sau subscribe. Știu că la început mă întreba lumea, bine, mă abonez, dar câți bani îmi ia, câți trebuie să dau? Nu trebuie să dați absolut nimic. Abonare e ca și cum, nu e ca la doctoriță, mă duc să cotizez acolo. Nu cotizați cu absolut nimic. Abonare înseamnă să crească numărul de abonați și cică, după 15.000 de abonați, știu că s-aude cam nasol aici, dar asta e. După 15.000 de abonați, algoritmul YouTube spune, Am înțeles de la mulți youtuberi. Bă, prostul ăsta a ajuns și el la 15.000. Ha, mă, să mai împingem și pe el o leacă. Știu că nu mai sunt mulți urmăritori pe YouTube din cauza faptului că au plecat la concurențe dincolo, pe TikTok. Cred că 80% au plecat dincolo. Nu mai sunt. În mod special tineretul, majoritatea tineretului. Dar totul, hai, facem un efort, ce spuneți? Deci, jos, în dreapta, scrie abonare. E gratis, nu costă absolut nimic. Dacă costă ceva, dau eu înapoi, nu-i problemă. Aiut, nu. Nu costă nimic. Absolut nimic. Și am uitat să mai menționeze. Avem o medie undeva la ultimul clipul, 12-13.000 de vizionări per clip, da? Din cei 12.000 de persoane care ne urmăresc, undeva la peste 50%, deci aproximativ 6.000 de persoane, da? Sunt neabonați. 6.000, nu 6. Persoane, nu 60, nu 600, 6.000. Păi dacă s-ar urma ăia toți azi, tu știi ce ar însemna asta? Nu 6.000, 100 măcar, 100, atât. Cerșim ca cerșetori, știu, da. Nu e frumos, dar... Dar cerșim ca cerșetori. Atât. Da, ne-ați așteptat mult. Să creștem acolo, ulea, că nu... Sunt curios dacă lumea e cu noi. Sunt sigur că aia 6.000 care nu s-au abonat, să uite trei frecvent la noi, dar probabil că nu știu sau nu, exact. Nu știu. Voi faceți primul pas, s-ar putea să facă ceilalți pași. Asta e ideea. Și acum să trecem la oile noastre. Da. Care fiind oile noastre. Deja e cald. După ce ți le-am făcut aici, ne-am curățat frumos, pe margini, am dat oraș papel peste tot. Da. Și am curățat tot locul, unde vă duc. În afară de ușă, la ușă nu te uită, acolo la mine. Da. E într-o bucără, da. Păi atunci eu mă pot să șterg pe jos praful. Da. Usca. Astăzi o să șterg. Să... Vreau să scot bidonul la afară, nu știu cum, dar o să încercăm toți să scoatem bidonul la afară de acolo. Vreau să-i vedeți frumos cu bilet. Da? Ca mâini să dau cu dragi papel și mai rămâne o bucățică așa și pe din urmă. Așa, o dată. Și mai avem. Mai avem. Mai avem. Și acum, ce o să facem pentru voi? Cei care cunosc. Am făcut o prostie. Am dat cu voar. Bine, nu știu dacă e prostie. Nu e prostie, nu. Că am acoperit tot ce l-am acoperit, da? Cu prima mână. Și a doua e piesă perfect. Mai trebuie dat cu amos peste prima mână de vară acum, dacă pereții au praf, că au praf, știi cineva? E problemă dacă dau cu amor să cam amor să poate. Da, și nu dăm azi, așa că așteptăm, chiar așteptăm sugestiile. Voi ce spuneți? Trebuie amor să? Dacă da, a spus în... Că știu că între cele două mâini de vară nu se dă, dar dacă dai una după alta, vară, adică azi și mâine. Da, dar s-a pus praf.
grav. Păi aia zic, a durat prea mult. Nu știu ce să zic. Voi ce spuneți? Care-i luat azi? E amestecat? Da. A, e luat chelboși azi. Nu știu ce chelboși sunt. Cocoșei, găinușii, nu știu ce sunt, au fost separați. Cangur nu sunt, îți dai seama. Nu, că găinușile, o parte cu gâtul gol, o parte fără. Așa. Da. Iată, așa mai uzi, mai așa azi de ieri. Că s-au, uh-huh, au avut o noapte de pomină. A murit unul, nu? Ce vrei să-i faci, da. A fost. A fost poate, mai amărât, așa? Poate, cum zici tu, fi fost un pic prea fric pentru el. Deși a avut acoperit, a fost asta uscat. 25 de grade le trebuie, oricum. A fost fric azi noapte. Și a ieri fost, a fost. Din cauza, da. Ieri a fost cel mai fric. A fost temperatură de toamnă. Octombrie, de sfârșit de octombrie. Da. Cred că de asta. Ai, lasă să trăiască în celălalt. Da. Mai ai vrei? Da! Păi 50, 49! Păi s-a umplut toată grămadă aici. Păi nu știu, 49, eu te la soare. Am zis prima dată să le pun perdea de aia, cum am și înăuntru, perdea. Dar după aia zic, mă, mai bine de grabă, ca să stau eu fără grijă, să le pun asta direct, ia de te leacă, plasa asta. Aha. Știi, ca să stai fără grijă și să nu stăm nici gen mâțe, de că, și așa că eu păi să mă mâță pe aici. În perdea s-ar putea să intre, chiar da, dacă leg eu perdeaua. Știi? Nu mă ajuți? Ba da. Nu poți? Hai că pot. Du-te încolo, unii. Păi încerc. Poți? Mai întâi s-o îndrept. Uite așa. Atât. Când mai cresc un pic și se mai încălzește afară, vreau să-i pun direct pe pământ și sub asta, că are destul da, spațiu da, da. Cât e asta. Da. Doar că acum mie, că mai ales ăștia care i-am adus azi, smititei și pământul rece, frig afară, nu are rost. Lasă-i așa. Uite, au și un pic și azi e răcoarele acasă, să știi că da? Nu e cald. Au și un pic de umbră, au și un pic de soare. Da, că acum au nevoie de soare, nu de umbră. Dar trebuia pus o piatră în, pe mijlocul acutiile alea. Să știi că alea. Nu se bălăgesc. Intră acolo, se fac learcă. Rațele se bagă și se scaldă. Intră și pui, intră până în piensele, intră și tot. Știi? A, dar nu ți-am zis dimineață. Ce? Când am intrat în grădină, toată partea asta aici udă. Deci cât se vede, să-și observă că da. E diferit. Toată partea aia până acolo udă. Mă, ce Dumnezeu, de unde e apa asta? Furtunile băgate. Știi? Da, da, am pus la castaveță. De unde era? De unde? O bucare furtun de ăsta, e ăsta de anul trecut care l-a luat gerul, era crăpat. S-a tăiat deja. Și s-a stropit. S-a stropit toată bucata asta, aseară până la 10 noaptea când l-am închis noaptea, tot. A fost noaptea, că dacă era ziua în amiaza mare, să da, ardea le pârlea, tot, le pârlea, da. Dar oricum și ieri a fost frig. Și azi am mudat tot. Pe aici am mudat și cartoful din solar. Da? Da. Eu am dat cu dela. Am dat la pătrunjel. Acum așa, acum am pus la dovlecei să curgă. Eu am dat cu var peste la cartof, ca să fac umbră. Aha, am văzut eu. A, mi se pare mie s-au început să facă boboși, dar nu sunt sigur. Unii din ele. Ce posibil? O să vă arat la sfârșitul ciclului de producție. Dacă ce ați văzut pe internet e vrăjeală cu paiele la cartofi sau scumpă, chiar e adevărat. Dar și cântărim tot ce aduni. 4 kg am pus. 4 kg. 4 kg am pus. Dacă scot 4 kg înseamnă că faci, ca pe pământ. Hai să adunăm dovlecii, iau ce facem.
Ai găsit? Ia-i ca să îi rași, de ce? Ca să îi dea voie și la la plantă. Să îi dea voie să crească. Da, că sprimi. Aha. Trei. Adună tot. Ia și pe ăsta mitelul aici. Rupi pe toți ăștia. Ca să îi dea voie la plantă să crească. Că-l hrănește și ține planta pe loc, înțelegi? Adună tot ce e adunat. Ia și pe ăsta. Așa. Păi da, noi facem. Hai, pui și fă vădui. Păi. Ia și pe ăsta de aici. Adună tot ce... Acum l-a început să adună tot. Și după aia adun la găini. Lasă că... Da. E timp. Hai să-ți arăt unde iepurile. Îți mănâncă frunza. Mănâncă, măi, ce domnule. Nu cred să-i... Nu cred că te-ai uitat acolo. Tu-ți mă liga, măti. Ce cauți acolo, Panara, mă? Hai, mă, cobori? Hai că ai și un dovlecel de ăsta, ia. Așa ți-l las. Și pune coboră. Nu știu, că nici nu știu pe unde a urcat. Cu furtul? Cred că. Sări în cap de acolo. Miroase iarba și el de aia ca să urcat. Nu te sinucizi. Ia, dar pe bobiță. Aici nu are pe unde, de pe sârmă, pe acolo. E posibil și poate să nu, să știi. Da, trebuie să dea, că nu e rușinos deloc, să știi. Are leagă de rușine eu. Ei, are. Mai ales la băută, la ceva oleacă, e rușinos. Când bea oleacă. Hai, mă. N-ai tu pe eu? Știu, dar plecați, dă-vă măta de aici, că n-am cum scobor. Nu, că să dă, că-i foame. A, am pus la găini apă cu albastru de metil. De tot cum stai? Nu au nicio... Nu sunt bolnave de nimica. Dar m-am zis că e foarte bun pentru a preveni multe boli, multe afecțiuni. Și întărește, nu știu ce. A, deci el cu acolo să dăm. Ia. E urcat cu mine. Țâști? Iar, mă, teroare. Stai că nu știi de dovlecea. Trebuia să-l tai, că n-are cum să... Da, nu-l miroase. Dar dacă e ala de gust... Nu miroase nimic. Îl duce. Asta e șucăria lui Eric. Morcov. Ei, tu îl bușești? A scăpat ăsta, ce vrei, nu l-am lovit. S-a speriat. A, că e pe frunze deocamdată băgat. Știi, mănâncă ce știe. Da. Dar ce le-ai pus roșu acum? Sfeclă roșie. De unde? De la borcane. Aveam desfăcut. Spus că le dă gust, că are ulei, de cu oțet. Are sare, are de toate. Bravo, de aia cu oțet. Dar și că le pui mâncare, da, nu le, are și dar mâncare. Dar nu așa, le pui oțetul, sfert de lingură, nu-i tot oțetul ăla. Dar le trezești cu roatele în sus. Mă, dar nu le-am pus la sfeclă oțet cât să fie acru. Hai, mă. Mamă, de școală mea, puțin oțet le-am pus. Nu m-a prostit, chiar... tu le dai toate rahaturi la poș. Toace, mă, din gură, lasă porci în pace. Trebuie să chemăm omul ăla să-i înțepi. Păi azi, ar trebui să mergem, cu uite, să... Trebuie. Să-i deparazitez, nu te-am expert. Ăsta nu e extraordinar, ăsta, și se vede că a rămas și mic, da. Dar restul, ia uite ce fel s-au, ia uite cât de frumos s-au prins. Le-ai cojit tu? Ia uite, i-am luat aia, nu i-am cojit, i-am luat scociu, trebuia să-l pun invers, dar dacă n-ai știut, uite, uite știu cât de bine s-a format, bine tare. Da. Ăsta e mai pe urmă, leacă și nu, dar cred că se mai prinde ăsta. Eu nu cunosc, dar știi de dar ce? Dar ăsta e numai jumate, că s-a făcut? Dar cred că se prinde. Din cauza că se va vine așa, e scurt. Acolo e prea în lung, până ajunge, până în vârf. Ai explicat-o de-ai dat-o cu, în, de pământ și înapoi. Nici fel curge zeaba din vița de vii. E, dar poate n-ajunge până în vârf. Și aici așa 4 soiuri de mieri, 4 soiuri. Are mai multă putere, mai multă. Mi-mi plac explicații tale, câteodată le dai, dar știi cum? Explicații, tată, nu? Păi acolo ai 3 metri de viță până în vârf. Și ce treabă are vița, da? Și aici n-ai nici măcar un metru, aia da, da. Zic. Ai văzut că vița aia de vii goală pe interior, are un fel de ceva foarte moale? Nu. Ei, pe acolo curge apa de rupi. Doar din cauza asta, e făcut din natură să... Dacă ar avea cineva dreptate, numai tu, tu ești ăla cel, dar vița nu ți s-a prins. Vreau să tai astea care sunt pe noi.
să las doar ce se duce spre iaz. Uite, spre exemplu asta, ca să-i dau timp de creștere, știi? Da. Dacă o tai după acum. Dar e bine acum în verde? N-am nimic ăsta. Asta aceea cum ai văzut-o? A, nu prea e bine. Dar n-am nimic. N-am. Asta n-am nici până aici. Uite, asta ai putea să o pui undeva. Nu se prinde? Să o bagi în pământ. A, e posibil. Păi. Așa, asta e una. Și acum cu ăsta. Ăsta trebuie dată toată jos de aici, nu? Și lăsat una care pleacă în col. Dacă pleacă, nu pleacă niciuna. Vezi tot de se duce una în col? Nu, se duce niciuna. Alea mărunte, ce alea nu înseamnă nimic? La anul cresc. Ăsta o dau o dată de aici. Și creangă asta, așa. Și ăstea toate de aici dați jos. Nu mai găsesc faci cu divin. Nu unde Dumnezeu, ok? Nu. Așa e gospodarul. Deci, noi suntem, știi că suntem cam împuțiți. Nu, tu ești. Noi. Că sunt sculele tale. Primul, tu umbli cu ele. Primul. Eu știu unde-s furculițele. Unde fac? Așa, Carmen strânge. Știu. Acolo. Dar mereu faci cu Carmen ca să le strângi. Ma. Hai să-ți fac un masaj. Ce plăcere am, Doamne. Să-ți fac un masaj cu ulei de brusture. Și apoi am văzut ulei de brusture. Și apoi am văzut încă ceva care n-are cu ce să te... Uite cum am mâncat-o. Știu, știu. N-are cu ce să te încurce. Așa. Ci că să te împășori cu folie de aluminiu. Da. Cu partea aia, ci că cea mai lucioasă. Așa. Pe zona unde te doare. Așa. Și mă gândeam să te împășori de jur împrejur așa la spate. Așa. Măcar jos aici. Așa. Și după aia să-ți pui brâul ăla. Și care-i rolul? Păi nu știu, vedem. Ce că face niște raze de alea ultraviolete, ca la raze, când te duci faci raze. La plămâni, la... Ce că face bine, zici ei. Zici ei cine? Pe TikTok am văzut. A. Este o doamnă de asta, dar nu știu cum o păi cheamă. Păi dacă nu v-ați zăpăcit TikTok-ul ăsta, da. Bă, băiatule, bă. Păi, vezi că... De-aia nu mai se mai uită nimeni la noi pe YouTube. A, v-ați mutat toți pe TikTok acum. Da. Mai uitați-vă și pe YouTube. Că oricum n-aveți ce vedea. Da, mai uitați. Așa. Oameni bolnavi. Vedeți. Asta? Asta trebuie dat și asta jos, că vine tu mă încoace la... Păi iei vârful de la, de la gard. De acolo. Hai. Ca să ducă încolo ce pleacă. Așa. Să adunăm tot ce... Lasă-le pe astea. Astea abia astupă frumos gardul. Deocamdată dacă nu încurcă... Luăm pe alea cât spune la poate? 4. La toamnă, cred că. Da. Merge unul pus aici. Da. 3, cred că merg pus aici. A sărit ceva. Da? Deci 3. Deci 1, 2, 3. Ia uite. Încă unul. Ascultă. Stai să mai văd. Da, mănâncă pâine de aia, lasă. A, da, le-ai aruncat pâine. Ascultă-mă. Și unul, cred că îl punem pe acolo. Ia uite, unul îl punem pe centru bucății, exact acolo. Dar dacă puneai și acum... Ca seara să vină așa. Sau îi duceam la poartă pe ăștelalți. Ce? Și îi băgai în pământ, le dăm apă o leacă și poate să prind. Dar asta tu știi că nu m-am gândit? Că ar fi o variantă bună? Care? Care-i zis tu acum? Tu, sunt... Ia stai să văd dacă ai febră. A? Ai fost de acord cu mine? Mhm. Uh-huh. Aoleu, tu ce... Tu, zenga, tu. Mereu dă săraca Emma cu gurița în ele. Da. Când trece. Mamă, și ea vine cu viteză când o pleznește peste față. Uh-huh. Și de acum, astea cred că sunt ultimele care le iei de jos. Că nu vrei să-l faci nici foarte înalt. Nu. Știi? După aia, data viitoare, când e să-l tai, tai vârful. Să nu se mai ducă în sus, ci să ducă în părți. Dar acum mai trebuie să mai crească în înălțime o leacă. Uite. Ce-i faci? Ăla-i vârful? Ia și smocul ăla, e bun la ceva? Lasă că ăla e de sămânță, e sămânța. Ia din astea care sunt mai groase. Ia-le acum să le punem în apă. Păi na! Lasă că venim înapoi, vrei? Le puneam în apă până îți fac masaj. Da, pune în apă. Păi hai! Ia uite cum a scos panara mea asta aici. Ia. Da, la că e bun, iau pământul pentru flori, că e afanat. A, da. Ascultă, da, nu trebuia. Că ăla dacă creștea în înălțime, făceai un leagă la fată. Dați voi cu capul în el, știi? Dar cine umblă sub el acolo? Emma, cu cine mai umblă? Emma până mai crește la înălțimea aia. Trebuia de jos prima oară tăiat. Da. Dar unde nu-i cap? Vai de...
Dacă s-a tăiat bine, odată. Păi îl luăm și pe ăsta să-l plantăm asta acolo. Asta odată, da. Dar fii atent. Dar așa întreg, cu grosul. Gros, așa. Gros. Așa-l păi punem. Eu de ce trebuie tăiat? Aureu. Așa. Da, ca să nu se facă strâmb. Vrei să tai așa, la un metru? De ce? Ca să fie mai multe bucăți? Nu mai ai, mă, acolo grămadă. Unde? Din alea vechi. Pune în apă și vezi dacă încolțesc. Nu, mă, le punem azi. Unde vrei să le pui? La poartă. Acum... Nu mai pui, bre, că mi-ajung. Ce pun săl și toată bucata. Și atunci la ce le tai? Să vezi dacă se prind. Mai punem pe partea aia. Până ai zis că ți-ajung. Păi poate nu mai trebuie. Bă, da, nu te, nici tu nu te înțelegi, da, păi altul. Mă înțeleg, dar nu mereu. Gheți, pipi. Eu, liniște, ia. Frumos. Ia uite ce frumos e și ăsta. Gata. Nu i-a rupt nimeni ăstea. Atât au dat anul ăsta, deci doar coroană și-a... Dacă fac... acolo, o lăsăm pe ala, să formeze. Da, 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 da. Dar e, nu vezi că se face singur? Că nu i-a rupt nimeni, nu, nici n-a hai făcut în jos. De la ea să fac. Și aici sunt florile care le-am semănat, care le-a semănat. Tu le-ai semănat, mă, sau eu? Eu. Tu? Eu. Asta zici că e roșie. A, dar mi-e roșie. Da, e roșie, că miroase. Și fel și fel de floricele. Cred că asta e zorea de aia. Asta odată. Care mai vine în jos? Uite asta, dar tu mai de aici. Dar cum îi mă, dar peștii noștri nu mănâncă iarbă de asta, să le aruncă câte o creangă de asta. Au zis că nu. Câte o creangă de asta, dacă le aruncăm la pești. Nu e de mâncare, oricum mâncare nu prea văd, așa că... Da, câți pești ai băgat? Am 2 kg. Ah, ai zis că mergem pe pește, mergem. Și... Aia, a norocului. E a norocului, eu am zis că e bolnav când faci așa. Nu, nu mă pricep, nu știu ce e. Ăsta, așa. Numai să mă zgână în cap, atât. Mă, da, o leacă de pâinele, e... Ne-am dat o leacă și vor să mănânce. Da. Cât? Eu două pâini? Mamă, ce eram să mă duc! Nu-i dea, dar spăgea în capul. Nu mi-era că mă duc. Dau tot ce-i jos ca să poți trece cu ușurință, să nu-ți faci... Așa, așa e. ...griș în nevoie. Așa. Fii dur. Acum hai să vezi că îl pleacă în sus. Ia uite, floricele. Ce spuneți voi din, dintr-un butaj de la mine? Doar nu butaj, cum îi spune? Uite cât de bine le e și ud. Să vă zic, cine le-a udat ultima oară? Cine? Lăcrămiara. Eu. Nu, lăcrămiara. Și să vă mai zic, punându-o să le ude, una a lăsat-o aici și a luat-o vântul și a spart-o. Dar nu de asta, nu de asta, că cred că mă supăram tare, dar nu era de asta. Era de aia. Așa. Ia uite, uite toate, ia. Deci alea două foarte frumoase. Asta aia trei, iau ce stufoasă, ia uite ce frumoasă e. Dacă se vede că nu-i lumina bună. Trei. Cu asta patru. Asta e de aia la altă. Cu asta e cinci. Cu asta șase. Cu asta șapte. Opt. Una mi-a rupt Ema vârful. A. Și una a venit cineva și a călcat pe ea. Un alt copil, când s-a jucat cu Ema. Deci, două de aia nu am, că eu 10 am luat. Dar dacă am văzut la Dedeman flori, zi mă, tu n-ai văzut-o, dar ți-am zis să-mi iei. Dar nu mi-ai luat. Flori care mănâncă, flori carnivore. Și am să iau și două de ele. Și poate îi mai luat câteva de astea. Că îmi plac, chiar îmi plac. Văzusem undeva pe internet una de aia să făcuse atât de groasă cât asta, cât un trunchi de asta, așa, multe de astea, trunchiul la floare de asta, așa, groasă și stufoasă, poate să faci și ale mele. Da, uite ce asta aerisit arată. Nu? Super. Păi cum era și cum... Serios? Și acum se duc în lateral, în sus, în ia uite frunza aia, mânuța Maicii Domnului. Și bălăriile. Și când ai intrat la ele? Acum două săptămâni. Ai seci, era în colț, acolo am văzut. Știu.
Mai intrăm și le mai tăiem. Mhm. Uh-huh. Îmi faci păște? Da. Am vrut să-i spăl. Îi le dau sare și am niște aripioare și niște cartofi pentru Ieric și niște dovlecei pentru toți. Și mă să mă culc. Nu, facem cu usturoi și cu mămăligă. Uite ce mi-a făcut. Ceva rapid. E bună asta. Da. Mi-a pus folie. Și în spate e dâncă. Uite, asta vrea mai întâi. S-a dus uleiul. Și uite. Să vedem ce... Până de seară măcar îl ții. Și vezi că... Dar mă înțeleg mai... folie asta când fac așa, stângă dreptul. Știi ce e? Că putem te doare tocmai jos. Fă-o așa. Îngrămădești, uite așa. Uite așa. Păi mai rău dacă o îngrămădesc. Așa, spre exterior atunci. Doar așa. Mă joți la curăța cartofi? Măcar tot, eu? Stai jos și mă joți la... Iată, ți-am adus și cireși. Ia ce frumos. Astea-s de la vecina. Mi-am adus. Bă, dar ți-am zis că nu mai merge ăla. Nu mai merge! Ți-am zis că face urât. Dar ce are, mă, bubiță? Tu iar nu m-ai crezut. Mamă, dar ce-s? Ia uite-l. A, dar e ceva ars acolo. E acolo, o tăbliță. Ia mai bagă-l odată. Nu mai bagă, lasă-mă. Nu mai bagă, nu te frică. Poate explodează, mai faci altă. Ai văzut ce îl zici că are fier înăuntru. Lasă-l fac la asta. Nu mai găsim noi spre este, nu știu. De cartofi? Nu, trebuie consumat. Mai merită de mult așa pe leu, mă stric. Trebuie consumat? Păi așa mi-a pus băiatul. Trebuie consumat ca să strică, ca să noi. Da. Pui și aici. Nu-i mai ții în pungă. Îi pui da? În altceva. Pui aici și îi și tai tu, da? Hai să fac. Măcar cât așa. Mă, dar nu stai bine, ți-aduc un scaun aici, să, că stai sucit așa. N-am ce să fac, lasă așa. Eu te-ți aduc scaunul ăla. Lasă-mi așa, nu mai cine. Bine, nu mă pun să fac dovlecei eu. Schimbi apa. Cât mai sunt acolo? Cât mai mi-ai pus? După aia. Cât mai mi-ai pus acolo? 3. Hai că ai făcut mai rău. Mă duc să iau usturoi din grădină? Da. Și-l faci tu, că nu mă... Nu-mi place. M-a trimis după usturoi. Unde se găsesc pe ei usturoi? Asta e întrebarea de baraj. Usturoi, eu cred că e metatel. Acum usturoi? Hai să caut una cu tulpina mai groasă. Una bucată. Ăsta pare. A, și nici nu se scoate măcar. Trebuie să-l scot cu ceva. E foarte tare. Ia să încercăm cu jucăria asta să vedem. Ia dacă tu l-am scos pe ăla, să-l scos și pe ăsta. A, nu cred că au nicio rădăcină acum. Ia să vedem. Bă, ești nebun? Uite ce frumoase. Eu am zis că nu au la ora asta. Uite ce frumoase, zici că e ceapă. Ia uite-mă, și eu am zis că nu au. Doamne, iartă-mă. Ia uite ce frumoase sunt. Dar stai să vedem pe unde mai găsim. Tot așa sunt. Înseamnă că e frumos și eu am pus... Noi am pus usturoiul ăsta aici foarte, foarte mic. E de la care nu ustură. Românesc pur. Ia uite, ăsta-i... Ăsta-i mâncat de greieri, cred că. Nu-i. Eu am zis că e mâncat. Dar unde să mai găsim noi tot așa mai mari? Mai gros în pulpă. Mai gros în pulpă. Uite aici apare. Că e grosișor. Așa. Ia să vedem. Frumos, frumos, frumos. Frumos, frumos. Nu știu dacă îi ajung 4 de astea. Hai, dar cred că îi ajung, da? Sau să mai scot unul. Hai, mai scot unul. Și se face și împărțeala? Ți-am zis, nu? Că se usucă. Păi trebuie să-l lăs mai puțin de aia.
Să-i tragi una să vezi tu, dacă nu vrei să mă asculti. Tu nu spui, nu știi să le faci. Prăjite așa să fac. Lasă să spun, mă, nu. Ia uite ce s-au ars ale. Nu s-au ars, mă, să-mi uite de ele, acum trebuie să le întoarcă. Nu, mă, asta. Stai, aia mea? Oileu. Ești că nu vreau două lucii. Gata, poftă bună, copii. Poftă bună. Sper că nu v-am făcut prea mare poftă. Cu ce poftă? Cu ce s-a asta poftă? E usturoi bătut. N-am mai mâncat carne de porc prăjit de la aproape de Crăciun. Porc. Nu, zic, n-am mai mâncat carne de porc. A, prăjit. Dar nici nu... Ne-am reprofilat pe pui de 2 ani, cred că, nu? Nici nu ne dorim prea curând. Da. Bine, e la cuba normal că se vede frumos. Hai să vedem când se usucă dacă și-a făcut treaba. Înțelegi? Da. Ia văd tu ce faci acum. Te joci, ca de obicei. Cunoști ce am venit aici? Ai văzut ce am venit? Da. Ceva universal. Ca să nu mai stai cu ce ți-e frică de prostată? Da, mi-a zis cineva de prostată. De covană, nu de... Am stat da, în mezi, a văzut, a strâns așa atunci. Mai mult de 50% au probleme cu prostata după... Mai la bătrâneți. 50-60 de ani. Așa? Adică e o boală... Comună. Foarte comună, da. Știu că trebuie să ne ferim. Și să avem grijă pe spate să nu mai fie gol. Deci iar dacă a fost ger, nu purtai, mă. Ha? Acum vara porți bru. Stai vara să poată bru, nu de iară. Da. Nu le-ai învățat să poată bru iară. Dar îmi trebuie și ceapă. Să smulgem și vreo două cepe. Dă și mie, că n-am gustat pe anul ăsta. De astea roșii? Da. De aia galbenul mi-ai dat una. Hai, dar nu le băga pe toate triangul. Eram sigură. Hai că mai gustul. Foarte aromat. Cireșurile ți le-am mâncat grauri sau ceva pe toate. Și pe alea galbeni de acolo. Tu vorbești serios? Da. Sau tu? Dimineață? Sau graurul de tine? Nu, ieri erau. Câte mai erau? Că ați tot erau mâncat. Erau pe partea aia, pe acolo erau. Serios erau. Las, nu știu. Uite, le iau și eu pe astea două. Normal. Nu mai mă, că-s verzi. Hai, ia și tu mâna așa. Au, ia uite frumoasă e. Ia uite. Am terminat, între timp am terminat de dat cu mopul pe înăuntru, pe acolo, înclățator. Zici că e cât nasul tău, exact cât nasul. Zi sau este? Uite, ăștia-i bași prinții. Adunăm tot ce de jos și nu poate să-i hrănească. Și astea mici, vezi cum se consumă ăștia mici? Ia uite ce repede, când... Ieri nu, alaltă ieri am intrat. Ieri, nu alaltă. Ieri am intrat, da. De-am... A avut apă și imediat se duc. Ia uite ea. Că trebuie, nu trebuie lăsați, că s-a pleacă în jos. A avut apă și a dus imediat. Mamă, dar ce lăsate sunt. Gata, na. Ia să văd cât ai adunat. Mai pune-le și tu, așa. Ia uite. Uite ce frumos. Ce frumuseți. Uite și. Uite-l mai e castronul. Hai să-ți scoți. Uite-l mai e ligheanul, se pare că e castronul, da? Păi nu-i ligheanul de chicioare. A, nu-i. E castronul. Trebuie să ai de ieca. Am mâncat o lecuță. O lecuță mai mult am mâncat. Și ți-a mai rămas o, nu? Nu, două. Astea-s două. Două. De castraveți, nu? Și mai sunt patru la fier, de exact. Și-am sub bolcanii din ăla, din ligheanul ăla? Da. Tare. Și trei
trei borcanele de dulceață de cireși. Da, carnea tu? Da. Ia de să vă. 3, 2, 1, 0. Ai vreun bine? Nu știu. Nu cum nu știi, mă? Clasa A. Asta, a treia. FB, 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 FB. Dar are vreun bine până acum din toate clasele? Nu. N-a nicio, nu? Și astea sunt cele mai importante pe prima pagină, știu. Mă, nu geaba ești prostul. Da. Dacă nu-ți place munca, mânca școala. FB. Bravo. Pe linie. Bravo! Bă, și în a cincea, Doamne ajută. Da? Brav. Hai să luăm fata și pe aici. Când aduci... Aduc?
ce n-ai pus tu direct aici? Păi nu știu să mi-ai făcut. Îmi trebuie o chicătură. O chicătură? Tu își păstrează? Uite cât am făcut pentru nimic. De ce ai făcut atât? E prost. De ce? De ce crezi că am făcut? Mă venea, sunt deștept. Asta nu e bun, asta. E prea gros asta. Deja am dat alea jos. Arată altfel. Numai că am dat alea jos. Dar dacă îi pun și becurile, și prizele, și întrepătoarele ei, și cu munca asta în perete, mai e mișto. Da, aici am munca în perete, nu ca în perete. Da, cu leagă de rași papil aici, și după aia vărâim și drum bun. Da, dar să ne răspundeți dacă trebuie să dăm cu morsă înainte de ultima. Dacă știi cineva. Deci, var, amorsă, var, merge? Sau doar var, var? Eu ce vă dau să dar nu, nu se ia, să mai nu mare, dar eu știu. Nu se ia nimic, da? Ăsta nu se ia vară, ăsta. Nu vară, mă! Am înțeles, nu se ia vară, dar da. nici mizie nu se vede prea mult. Praful de azi, ce-am. Dar e jos, jos este. Bine, că am curățat, dar aș pa pierderit. Dar eu zic măcar jos acolo, dacă tu am unul să o le-ai fizic eu. Nu știu, chiar așteptam o... Să mai crește vară de vară, oare? Nu știu. Ne spuneți voi? Da, poate. Da, încheiem aici, sunt loc. Dar nu uitați ce-am, ce-am vorbit la început, da? Dați o mică abonare acolo, o abonare, nu costă nimic, chiar vă mai clădiți ochii. Ce spuneți? Facem un recol de abonări la video-ul ăsta? Doamne așa. Voi ce spuneți? Vă rog că... Cerem o abonare, atât. Mulțumim, Dizani. Pa, pa, pa. Pa.